Iar misiunea lui este de a restabili pacea pe pământ și în ceruri. Pace pe care păcatul a nimicit. Oricine consimte să renunțe la păcat și își deschide inima în fața iubirii lui Hristos, se face părtaș acestei păci cerești. Zicea, și nu găsesc acum foarte repede, zicea așa, indignarea Domnului Hristos era îndreptată împotriva ipocriziei, a păcatelor flagrante pe care oamenii își nimiceau propriile suflete, înșelându-și poporul și dezonându-l pe Dumnezeu. Dincolo de aparențele care ascundeau adevăratele interese ale preoților și conducătorilor, el a văzut lucrarea unor agenți satanici. Domnul a denunțat păcatul în mod deschis și tăios, dar nu a rostit niciun cuvânt jignitor sau răutăcios. Deci, dacă te mânie doar păcatul, nu jignești pe păcătos. Nici nu devii răutăcios cu el. Păcatul e de condamnat, aspru și tăios, dar nu păcătosul. Zicea, el simțea o mânie sfântă împotriva prințului întunericului, dar nu manifesta o stare de spirit iritată. Deci gestul meu de a exemplifica cum intrăm în casă la un om ca să-i spui despre păcatul cu care a mâniat cu Dumnezeu. Nu este cu mine. Nu așa. Fără să-ți tulburi spiritul profund, cu seriozitate, să explici omului dimensiunea primejdiei în care se găsește. Priviți-l pe Nathan prin credință. Îi explică un ceva, o poveste, cu o nedreptate grozavă strigătoare la cer și împăratul se mânie, o mânie sfântă, nu? Omul acela să moară, decretează împăratul, să plătească împătrit ce-a furat. Și Nathan îl privește în ochi cu dragoste și solemnitate și ridică degetul și ațintește în piept și spune, tu ești Domnul acela. Cu durerea pentru un om pe care îl iubea. Și cu durerea că păcatul pe care l-a făcut o să-l piardă veșnic. Această îmbinare a dragostei cerești cu mânia tot cerească sfântă, cu indignarea cea care vine din inima lui Dumnezeu rănită pentru pierderea noastră, pentru că ne pierde, a atins inima împăratului. A plecat capul și a zis, da, am păcătuit. L-a câștigat. Să taci, nu-l iubești, ești criminal, îl lasă să piardă vom. Să-i spui cu fire, cu mânia ta, cu prostia noastră omenească, l-ai distrus, l-ai prăpădit, nu mai știu omul ce să înțeleagă, s-a terminat. Cum faci? Mâniați-vă, spunea proverbul, și nu păcătuiți. Tot astfel, creștinul care trăiește în armonie cu Dumnezeu și are atributele plăcute ale iubirii și harului, va simți o indignare justă împotriva păcatului, dar nu se va lăsa condus de pasiune în replicile adresate acelora care îl provoacă. Nu pasiune, indignare. Ce e strâmb, trebuie catalogat ca atare, pentru că păcatul ucide și păcatul fură pacea și distruge. Acum, orice alt motiv care ține de eu nostru, n-are ce căuta, pentru că eu nostru a murit și suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. El este pacea noastră, de Cristian Cariul, care din doi, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Între inima Domnului Hristos și inima creștinului veritabil, nu mai e niciun zid. Neprihănirea lui Dumnezeu se revarsă peste sufletele noastre. Pacea, bucuria, seminătatea lui. La fel. Când suntem noi puși sub, eu știu, nedreptate, creștinul nu mai face nimic, nu-i mai pasă. Nu mai are de spus nimic. Priviți-l pe Domnul Hristos în teribilul simulacru de judecare care s-a făcut, i s-a așenat. Pacea aceea deplină, liniștea aceea cerească, care aduce mântuire pentru umanitate, a uimit atât pe adversari cât și pe prietenii. Pilat, păgânul din Pont, romanul, a zis, nu sunt un împărat nu trăiești, un domn, nu? Era în haine de batjocuri, era lovit, era plin de sânge. Un împărat nu trăiești.
Da. Odihna de plin. Domn al odihnei. Dumnezeu să ne ajute ca eliberați de păcat, singurul care ne fură pacea și odihna interioară, motiv pentru care devenim mânioși și facem urât în fel și chip. Domnul să ne scape de păcat și în același timp să ne ajute să putem fi un factor de odihnă, de liniște în jurul nostru pentru toți cei care ne confruntă. Amin.